Pentru că spuneam, sunt audieri în continuare în cazul Caracal. Domnule avocat, știm că a avut loc o interogare a lui Gheorghe Dincă de către anchetatorii FBI. Ați participat la acea audiere? N-a fost o audiere propriu-zisă în sensul că... Dar cum s-a întâmplat? Adică nu s-a consemnat pe hârtie. Dar ce s-a întâmplat efectiv la această practic, întâlnire? Practic, inculpatul a relatat anumite situații în legătură cu cazul, iar profilerii, practic, analizează ceea ce afirmă el, reacțiile lui și așa mai departe. Și întrebările au fost legate de cazul Caracal sau au fost și întrebări generale despre, nu știu, viața lui Gheorghe Dincă? În general, o analiză comportamentală se face în raport de întreaga viață a acelei persoane. Deci au fost și întrebări generale. Care o examinez cu siguranță. Cât a durat această examinare a anchetatorilor FBI? A durat mult. În ore ne puteți spune? Nu știu, 3 ore, 4, 5? Mai mult, mult mai 10? Mult. 10? Multe ore. Multe ore. Nu 3 ore, nici 5 ore, mult mai mult. O zi? A durat mult. Asta a durat să mult, spun. Spuneți. Și au fost întrebări, spuneți, de la lucruri generale până la lucruri punctuale legate de cazul Caracal. Când, practic, a fost etapa finală a acestei investigații făcute de FBI, până vine un rezultat comportamental? Sigur că ei acum analizează tot ceea ce au făcut și urmează să-și expună un punct de vedere în scris. Deci urmează să vină în scris răspunsul de la FBI. Da, a fost ultima sigur, etapă. Pe analiză comportamentală. Este o chestiune că, după părerea mea, nu s-a lămurit faptul dacă Dincă este considerat sau nu criminal în serie. La această întrebare încearcă anchetatorii FBI să răspundă. Foarte probabil la această întrebare. Pentru că există anumite lucruri care nu sunt clare. Și le-au lămurit, au reușit să le lămurească asta în această... Asta rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Ce Gheorghe Dincă, în timpul acestei, să zicem, nu știu, audieri, întâlniri, s-a comportat cum, domnule avocat? A fost tensionat, a avut răbuvniri, momente de regret, a fost liniștit. A avut momente de regret, sigur, a avut. A avut și momente de regret? Avut, în da. Care ce a făcut un avocat? A plâns? Da, mai plânge el, da. Plânge, mai Gheorghe Dincă? Da, da, da. Des, spuneți? Nu des, dar mai plânge. Și ce spune, practic? În general, cei care recunosc că au făcut o ucidere sau o crimă, au momente de răbuvnire, plâng, suflă nasul. Adică numai în cazul Dincă. A avut cam și toți. Momente, nu știu, în care a râs Gheorghe Dincă? Adică a avut... Nu, de râs. Situații extreme, a trecut dintr-o parte în cealaltă? Nu, de râs nu. Nu. De râs nu, în niciun moment. A fost ceva care v-a atras atenția în cazul acestei interogatorii făcut de FBI în comportamentul lui Gheorghe Dincă? A fost diferit față de cum s-a comportat până acum în relația cu anchetatorii români? Asemănări foarte mari, deosebiri mult prea mici, așa. A avut libertate mai mare de exprimare. Adică a putut să spună ceea ce a vrut el, fără să fie oprit... Fără să fie întrerupt. Fără să fie întrerupt și cam mai ar fi diferența. A spus ce a vrut el și cum a vrut el. Vreau să vedem...